Episod. Astăzi, astăzi ne jucăm Brookhaven și am venit și eu din oraș. Am fost ca să-mi iau bijuteria asta cu Turbo 3 și văd acum că e control de frontieră. Aoleu. Bună ziua! Deci, sergentul, din ce am auzit pe internet, este că este foarte dur. Nu știu dacă o să mă întrebe pentru acte sau ceva. Pot trece? Cred că trebuie să-i dau și buletinul, probabil. Trebuie să-mi opresc ăsta așa. Luați actele, domnule. Și buletinul, cred că trebuie să vă dau. Acum sper să nu fie expirat, că nu l-am mai... Aoleu, e și o mașină în spatele meu. Cred că trebuie să nu ca să verifice sau ceva, nu cred că poate să mi-l dea așa normal. Ok. Ok, deci, băieți, am destul de multe emoții că... Oricum, băieți, mașina asta e așa de șmecheră. E ca la Tesla, efectiv poți să-i schimbi culoarea. Fără să mă duc la... Acum, parcă vezi cum zice că e expirat. Mamă, cred că se expirate când ne-am mai înnoit de bani de zile. Și pot merge să le reînnoiesc în oraș. Mi se pare că trebuie să fie plastic dacă trebuie să fac viza, dacă nu mă las să intru. Pot face viza online sau trebuie în plastic? O să întreb acum. Acum sper să trebuie. Îl pot printa că am o imprimantă în bagaj. Ok. Merg să-l reînnoiesc și vin înapoi în merg să-l înnoiesc și vin apoi în vreo 15 ore. Ok, deci... Deci, băieți, nu o să merg să-l înnoiesc din cauza că n-am chef... Mamă, e și blocat în margini. N-am chef să-l înnoiesc, așa că mă uit aici. Mamă, băieți, am cam... peste alea le las. Deci vreau să mă uit puțin pe telefon. Deci, după ce am căutat pe internet, n-am găsit absolut nimic. Deci absolut nimic nu e. Ce să mă gândesc? Stai să mă să-mi iau laptopul din mașină. Deschid acum bagajul.
La tableta și laptopul, deci. Dacă mi-ar merge acum, aș putea să îi dau mesaj lui mama mea, poate că poate să vină ea să mă ia de acolo, nu știu. Să mă duc să parchez, să întreb domnul Marigal dacă vine mama mea cu buletinul meu, pot. Probabil că o să zic că nu, pentru că nu e legal să aduci ceva de după, poate să fie un buletin fals, dar... Domnule sergent... Să-mi aducă mama mea un buletin reînnoit de după frontieră. Nu cred că ar merge. Poate să-mi aducă mama mea un buletin reînnoit de după frontieră. Nu cred că ar merge în cauza că este din afară. Am zis, la mine e prea buletinul cu mașina asta, actele sunt noi nouțe făcute. Și ce vreau să mor să iei la mama mea. Și faza e că acolo era și mama și tata acolo și vreau să mor să îi surprind. Că asta e mașina la mine preferată și le place rapid. Dar dacă mă duc pe sus, stai să nu mă vadă. Dacă sunt mecanic, o să-mi arunc un monster truck. O să-mi parchez aici mașina într-un loc. Aici o să mă... Vin după aia să o iau. O să-mi sun mecanic, o să-mi aduc... Alo, da, mecanicule. Mi-ar și mie monster truck, mi-l trimis și mie. Stați că mă uit acum de care vreau. Mă uit acum în garaj. Ford Raptor, bine, mersi. Deci, băieți, am luat acesta și s-ar putea să mă lase acum să trec. Din cauza că n-are cum să știe că sunt aceeași persoană. O să-mi las acolo mașina. Mamă, deci e rău acest sânge. O să fac și numele negru ca toate mașinile. De fapt, alb, că nu se vede negru. Deci acum s-ar putea să pot să mă urc. Deci... Probabil că o să-l trimit înapoi, pentru că n-are voie să stea atâta, a stat toată noaptea, încercând să-l convingă. Nu am luat destulă viteză și... E bine că am bumpere mari pe ăsta. Bine, bine, bine. Sunt deasupra. Să nu se iese afară, să nu iasă afară bodyguardul ăla. A căzut. Acum sper să vină înapoi. E prietenul meu, de fapt, și ar trebui să vină. Ar trebui să vină la mine, pentru că i-am zis unde să ne întâlnim, ca să vorbim. Ar trebui să vină la mine, că i-am zis până la urmă, mor eu la el. Cu Lamborghini-ul. Hai să
acel polițist de frontieră să ne lase să trecem. Mamă, dar sunt și miliția acolo. O să vin cu un alt buletin. Aici să vin cu numele de... David. Deci, acum o să vin cu numele de David acolo. Și mă spune Monster Truck-ul, că dacă mi-au Monster Truck-ul, deci după ce intrați în... aveți voie să o las pe acolo, dar n-aveți voie să o las pe nimeni, dar mașina mea am voie să o iau. Și oricum pot să-l supăr mecanic să mi-o dea. Faza bună este că am și autopilot pe ea. Deci... nu trebuie să lase! Actele, actele! Actele le-a uitat! Deci, a uitat actele să-i le ceară. Deci... deci l-am sunat, m-a sunat acum, nu. Vine după tine. Nu mai vine, cred. Ba da, vine pe pod, aoleu. Vine pe pod. Acum n-are voie să-l aresteze până când. Are voie să-l aresteze, doar că trebuie să mă întrebe și pe mine. Trebuie să întrebe pe cineva care îl cunoaște sau prietenul cel mai bun, dacă vreau să-l eliberez pentru o sumă de bani. Așa că ar trebui să lase, că până la urmă polițistul a zis că poate să treacă. Bună ziua, deci mi-am luat o identitate nouă. Deci dacă mă lasă o să fug de tare pot. Buletinul ăsta nu e expirat, asta e faza, deci ar trebui să mă lase. Am stat efectiv, eu am venit efectiv luni dimineața, cred. Și e... nu. Mamă, deci nu m-a prins. Trebuie să mă lase să plec, pentru că... deci... pot? Logic, eu am două buletine, unul de România, unul de Canada, unul... am chiar foarte multe din cauza că am fost în multe țări și... vă zice, am realizat că mi-am luat pe ăla vechi. Deci, eu am venit acum ca David, care... am un buletin David și un buletin Sebi, pentru că mă cheamă Ambi, deci... mă cheamă Sebastian David Andrei și am logic trei nume și pot să-mi fac trei buletine aici, pentru că este un sistem foarte fraier. Să vă zic așa. Doamne, sper să mă las să trec. Sper să mă las să trec, doamne. O să zic că e nouă mașina. E nouă mașina și buletinul. Deci, ar trebui să mă lase, doamne, deci, dacă mă lasă, o să fiu așa fericit, pentru că au trecut câteva zile. Doamne, sper să mă lase. Cred că am venit sâmbătă sau duminică aici. Alo, mamă, mă auzi? Eu vin acum, probabil că o să mă lase acum, cred. Poliția de frontieră, a fugit un om care îl știu, cred că îl știe Andrei, dar nu vreau să mă aud de bodyguard-ul.
Andrei este și a fugit acolo. O să vină la tine, probabil, deci... Dar n-are voie să știu chipa. Mă întreb ce o să-mi zic acum. Păi, îmi trebuie să spune. N-are cum să vadă cum am schimbat numele. În gând mă gândesc că n-are cum să vadă cum am schimbat. Că mă cheamă Sebi, pentru că mă cheamă și Andrei. Deci i-am dat buletinul adevărat. Face la fel ca pe buletin, deci n-are de ce să mă, nu mă lase. Trebuie să mă lase. Dacă nu mă lasă, o să sar peste deal. O să sar pe benzinărie și după aia plec, că nu degeaba mă o să-mi dracu. De ce... O să mă prindă, o să mă prindă. Dar logic, buletinul ăsta e nou, deci. N-are ce să mă alege. N-are ce să mă... Deci am voie să fac așa, pentru că am 3 buletine. Pentru că sistemul ăla e corupt. E corupt sistemul. Și am voie să am 3 buletine. Am văzut pe individ, bro. Doamne, de ce trebuie? Doamne. Doamne. Sper să nu știu că sunt arestat sau că nu mă las să trec. Deci dacă îmi zice așa, o să fac atât cea nervii cât merg eu sigur și fug. Mă urc în bancărul meu. Am uitat să vă zic că eu am un bancăr făcut aici în caz de orice. O să iau niște oameni de acolo și o să-mi pun în bancăr aici. Doamne, probabil că vreau să-mi zic că... Își pare cineva mașina, deci. Mi se pare că de când a fost ăsta? Parcă v-am mai văzut pe amândoi și sunteți arestați? Nu aveți motiv, deci n-are motiv să mă aresteze dacă mașina este nouă și buletinul nou. Am voie să fac așa, nu contez că m-am mai văzut înainte, dar pentru că sistemul e corupt în partea aia, dacă eu am stat 2 zile să merg până acolo, să vin înapoi, să fac buletinul ăla, că i-am dat mesaj la mecanicul meu, să aibă buletinul gata, că mi-am stat acolo, de ce să nu mă lase? La lapă, Sergem, pe sus. Aici. Vorbiți cu mecanicul meu. Acum îl dau pe speaker. Nu vreau. Eu nu sunt arestat, înțelegeți, domnule. Eu nu sunt arestat. Nu aveți motiv. Dacă este corupt, sistemul nu e vina mea. Eu zic acum un adevăr efectiv. Nu e vina mea dacă este corupt sistemul. Ce vina am eu aici? Domnule,
vă dau câți bani vreți dacă mă lăsați să trec. Dacă mă lăsați să trec. Okay. Vă dau câți bani vreți dacă mă lăsați să trec. Hai să văd. Deci, îi dau tot cardul meu dacă e. Îi dau câți bani vrea. Acum o să plec încet, încet. Oh, deci o să-l plătesc, o să-l plătesc. Cât vreți. Deci acum o să-l mituiesc. O să întreb. Pot să vă dau card. De ce am luat? Pot să trec acum? Pot să trec acum? Sper să zic că dacă i-am dat 10.000 de dolari, nu degeaba. Sper să nu vadă că ok. Deci, faza, o să trec și o să vă zic faza care... Banii erau falși, deci el nu și-a dat seama și acum o să-mi schimb mașina ca să nu știu unde sunt. O să-mi bag una din... Acum, faza e, nu știu când o să vadă el că banii sunt falși. Am trecut în oraș, băieți, ăsta era singurul meu gol. Și vă zic faza? Eu mințeam că mama mea nu e aici. Doar ca să trec. Deci, acum o să-l sun pe domnul sergent Alexe. Alo. Mă auziți? Deci dacă îmi zice da, o să-i zic că banii sunt falși și că nu mă mai găsește. După aia, așa se va termina videoclipul, am intrat în Brookhaven prin ăla, efectiv, cu puțin bani. Și mi-am ajuns și jumătate de mașini, față de că vreau să mă mut aici, o să-mi fac aici. Da, deci... Atât a fost acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe și clopoțelul și hai să vă zic personajele din acest videoclip. A fost David 173 de pe YouTube. O să pun aici pe ecran, o să pun în descriere și Arman Pro. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe și clopoțelul. Eu am fost Sebi Pro și am ieșit.